Sute de hectare de culturi agricole au fost distruse de ploile cu grindină și vântul puternic de săptămâna trecută. Pagube s-au înregistrat în raioanele Soroca, Edineț, Ungheni, Nisporeni și Strășeni. Cele mai mari suprafețe distruse de ploile cu grindină au fost cele din raionul Soroca. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost afectate culturile de floarea soarelui, porumb, grâu și viță de vie. Ploaia cu grindină a deteriorat și acoperișul centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din satul Bădiceni, raionul Soroca. Vântul a smuls de pe acoperișul clădirii circa 204 foi de ardezie. Responsabilii din cadrul comisiilor pentru situații excepționale raionale au mers în aceste localități pentru a evalua pagubele materiale.